Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi m-am grăbit să încep emisiunea pentru a vă invita într-o excursie subterană. Vă veți întreba dacă vă prezint o carte de Jules Verne sau poate Harry Potter. Nici una, nici alta. Prezint cartea Tunele, scrisă de Roderick Gordon și Brian Williams. Tunele este o carte de aventuri. O pot citi tinerii sau mai puțin tinerii și ne va duce într-o altă lume, într-o lume necunoscută nouă, o lume subterană, care se aseamănă foarte mult cu lumea pământeană, cu lumea noastră. Familia unui medic are doi copii, dar ajung într-una din zile la un conflict. Doctorul pleacă de acasă și se ascunde în beciul familiei, unde de obicei se mai retrăgea, pentru că avea o bibliotecă și era pasionat de studiu. Familia îl caută, nu-l găsește nici în subsolul casei, nici la prieteni, nicăieri. Anunță poliția. După îndelungi căutări, toți îngrijorați încep să facă anchete. Dar, pe de altă parte, și aici intervine personajul principal, fiul medicului, Phil, merge la prietenul său și îl roagă să facă ei investigări până când o să îl găsească pe tatăl plecat. Coboară în beci împreună și dau de o altă lume subpământeană, un oraș în care existau case, existau magazine, existau tot ceea ce avem și noi pe pământ. Dar aventura abia începe. Cei doi copii, care aveau în jur de 15 ani, sunt prinși de Styx, niște polițiști care trăiau în acel oraș. Sunt închiși și li se explică faptul că, de fapt, Will este adoptat de familia medicului, dar el s-a născut la subsolul pământului și anume în orășelul respectiv, prezentându-i se de altfel și familia lui reală, tatăl, mama și o soră. Aventura merge mai departe atunci când băiatul vrea să părăsească orășelul și noua familie împreună cu prietenul său, dar, din păcate, nu reușește să scape decât el. Ajutat de fratele pe care îl recunoscuse în noua familie. Am să vă citesc câteva fragmente pentru a vă stârni și mai mult curiozitatea. Curând, clădirile începură să se înghesuie de o parte și de alta a drumului, iar el deveni din ce în ce mai emoționat. În sfârșit, văzu ce căuta. Era primul dintre tunelele laterale despre care vorbise Tam. Tunelele erau late, doar cât să permită o trăsură să înainteze. Nu se vedea nici țipenie, așa încât Will alergă din toate puterile cu rucsacul, lovindu-l de spate la fiecare pas. În timp ce alerga, Will își impunea ritmul pe care îl folosea de obicei în timpul săpăturilor. Tunelele erau uscate, tăcute, nu se putea vedea nici cel mai mic semn care exista ceva viu în ele. Deși călcau pe un sol destul de nisipos, Will nu văzu nici măcar o singură dată un fir de praf. Era ca și cum trecerea lor pe acolo rămânea total neobservată. Cartea este scrisă în urma unor amintiri ale celor doi scriitori din timpul copilăriei. Au avut ocazia să vadă în Londra, acolo unde s-au născut și trăiesc și astăzi,
mai multe săpături arheologice. Printre ruinele respective au văzut și străduțe late cât încape o trăsură, exact cum spune și în carte. Un unchi al scriitorului era arheolog, de altfel este și recunoscut ca un mare, mare om de știință. Aceste trăiri din timpul copilăriei i-au făcut dornici să destăinuie prin imaginația lor bogată, tineretului, oamenilor care vor să-i citească, aceste aventuri subpământene. În speranța că v-am trezit curiozitatea, vă sfătuiesc să căutați cartea în Biblioteca Municipală Pașcani, să o citiți și să vă faceți o impresie despre o lume subterană. Vă doresc numai bine și să ne vedem pe săptămâna viitoare. La revedere!